Prețurile petrolului au scăzut miercuri cu aproape 3% până la cele mai reduse niveluri din cauza preocupărilor legate de scăderea cererii în Statele Unite ale Americii și China, transmite Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 2,14 dolari sau cu 2,6% până la 79,47 de dolari pe baril. Prețul țițeiului american a pierdut 2,12 dolari sau 2,7% până la 75,25 de dolari pe baril. Ambele valori de referință au atins cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii iulie. De asemenea, cântărind prețurile din piață, stocurile de țiței din Statele Unite ale Americii au crescut cu aproape 12 milioane de barili săptămâna trecută, au declarat marți seara surse din piață, citând cifrele Institutului American de Petrol. Aceasta ar fi cea mai mare creștere din februarie în comparație cu datele guvernamentale. Între timp, producția de țiței din Statele Unite ale Americii va crește în acest an cu ceva mai puțin decât erau așteptările anterioare, dar consumul de petrol va scădea cu 300.000 de barili pe zi. Datele din China, cel mai mare importator de țiței din lume, au arătat că exporturile sale totale de bunuri și servicii s-au contractat peste așteptări, alimentând îngrijorările legate de perspectiva cererii de energie. În zona euro, datele care arată scăderea vânzărilor cu amănuntul au evidențiat de asemenea cererea slabă a consumatorilor și perspectiva recesiunii.